Și binecuvântat să fie Domnul! Vă aduc salutări din partea Bisericii Philadelphia Mansuie din Italia, Harul, Pacea și binecuvântarea Domnului să fie peste fiecare dintre voi. Amin. Haideți să ne ridicăm, să onorăm Cuvântul lui Dumnezeu din Cartea în Faptele Apostolilor, capitolul 1, primele 11 versete, Faptele Apostolilor, capitolul 1, începând cu versetul 1. Teofile, în cea dintâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Vă invit să vă reașezați. Din câte am înțeles, în perioada aceasta e un timp de pregătire pentru rugăciunea de stăruință, pentru cei care sunt interesați să fie umpluți de Duhul Sfânt, să fie botezați cu Duhul Sfânt și ne rugăm ca Dumnezeu să facă o revărsare a Duhului Sfânt peste fiecare inimă. Cred că aceasta este o nevoie fundamentală a Bisericii, a fiecărui creștin în parte și aș vrea prin cuvântul pe care îl voi aduce să putem fi motivați să căutăm tot mai mult și mai mult să fim plini de Duhul Sfânt. Dar care sunt provocările, care sunt ispitele care pot apărea până să fim botezați cu Duhul Sfânt sau până să fim umpluți? Ce ne poate împiedica? M-am uitat în pasajul acesta și am identificat să le numesc așa câteva ispite. Ispite pe care le văd actuale și în vremea în care trăim noi. Și prima ispită este ispita curiozității. Oamenii pun tot felul de întrebări. Doamne, în vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Mai mult ca oricând astăzi, cele mai actuale întrebări nu sunt cum ar trebui să ne sfințim, cum ar trebui să ne pregătim, ce ar trebui să facem ca să fim plini de Duhul Sfânt. Nu, întotdeauna oamenii sunt curioși să afle când va veni Domnul. Cele mai căutate întrebări, cele mai căutate predici sunt cele care vin cu tot felul de enunțuri privitoare la venirea Domnului, cu semnele Apocalipsei. Apocaliptice, foarte mult este căutat Apocalipsa și predicile legate de Apocalipsa. Foarte căutate sunt predicile acelea care vorbesc despre venirea Domnului, despre timpul când va veni, despre vremurile sfârșitului și tot ce ține de ceea ce teologii numesc escatologie, adică vremea din urmă. Și asta cumva este și vina noastră. Pentru că tot mai mulți predicatori abordează această problemă, aceste întrebări, caută să dea aceste răspunsuri, lucruri de care, într-un fel, noi nu avem nevoie. Nu e treaba voastră, spunea Domnul. Și totuși atâția predicatori și atâția creștini sunt atât de curioși și nu au altceva de făcut, nu au altceva de căutat, nu sunt interesați de altceva. Și asta este ispita curiozității, este o ispită care ne împiedică, pentru că în momentul în care noi doar asta căutăm, doar de asta suntem interesați, doar cu predici de genul acesta ne hrănim, nu vom mai căuta ceea ce avem
cu adevărat nevoie, și anume umplerea cu Duhul Sfânt, lucrarea pe care trebuie să o facem. Din păcate, prea, prea mulți creștini sunt astăzi curioși. Doamne, în vremea asta ai de gând să așezi? În vremea asta va fi al treilea război mondial, va veni Domnul? Și s-au apucat și se vor apuca oamenii mereu și mereu să dea tot felul de date, tot felul de preziceri, tot felul de profeții sau perspective sau viziuni sau cum vrem să le numim noi, ce țin de sfârșitul zilelor. Dar nu asta e important, pentru că nu-ți ajută la nimic să știi, de exemplu, dacă Domnul vine în 2038. La ce-ți ajută dacă tu mori mâine? La ce-ți ajută să știi că El va veni în 2038 dacă tu până atunci nu faci nimic? Nu-ți ajută la absolut nimic să știi cu precizie data, ziua, ora, ce vrei tu, sau, cum zicea cineva, ziua și ceasul nu, dar luna și anul da. La ce-ți ajută dacă atunci când vine Domnul nu te găsește făcând ceea ce trebuie să faci? Pentru că o altă ispită cu care ne confruntăm este ispita pasivității. Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? De ce stați? Această ispită a pasivității, a mâinilor încrucișate, a oamenilor care așteaptă. Noi trebuie să-L așteptăm pe Domnul, dar să-L așteptăm lucrând pentru El. Nu stând cu mâinile încrucișate, nu uitându-ne spre cer și oare vine Domnul astăzi, oare vine la noapte, oare vine mâine și noi nu facem nimic pentru El și noi nu lucrăm nimic pentru El. Nu ne ajută la absolut nimic să știm dacă nu lucrăm. Ori Domnul Iisus pune accentul aici, spunând și dându-le acest mandat, ci voi veți primi o putere, nu veți primi o informație, nu veți primi o vedenie și veți ști când voi veni, voi veți primi o putere și veți fi martori, adică veți mărturisi numele Meu, veți duce Evanghelia asta și nu o veți duce doar aici, în Ierusalim, în Iudeea, Galileea, Samaria și până la marginile pământului. Asta înseamnă că nu stai, asta înseamnă că mergi. Asta înseamnă că umbli, asta înseamnă că lucrezi pentru Evanghelie, asta înseamnă că îți dedici viața lui Dumnezeu. Câți creștini astăzi, pasivi, care nu mai fac nimic, eu îi numesc sfinții făcători de nimic, așteaptă pe Domnul. Atunci când vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, când vorbim despre umplerea cu Duhul Sfânt, să știți că pe lângă multe scopuri pe care le-a avut în vedere Dumnezeu atunci când ne îmbracă cu putere, atunci când ne umple cu Duhul Sfânt, este acesta de a face lucrarea Lui, de a face evangelizare, de a misiona, de a-L mărturisi pe El. Cred că acesta este mandatul important, acesta este scopul. Ori știți ce se întâmplă, cum văd eu, ce se întâmplă cu noi? Din păcate, mulți creștini au perspectiva asta. Primesc Duhul Sfânt, sunt botezat cu Duhul Sfânt, am viza pe pașaport, am ștampila, de acum în cer. Și nu fac nimic, ca o viza pe pașaport și l-așteaptă pe Domnul. Duhul Sfânt ne-a fost dat, noi venim aici, ne încărcăm cu putere, dar puterea aceasta trebuie folosită, trebuie implicată, trebuie activată, trebuie consumată. Cei mai mulți creștini, din păcate, vin la biserică să se încarce cu putere, ca și cum ai avea o baterie, ca și cum ai avea un telefon, îl pui la încărcat și apoi îl închizi. Și stai acolo o săptămână și din nou vii și îl pui la încărcat și iar îl închizi, și mai trece o săptămână, iar îl pui la încărcat, dar îl încarci pentru ce? Doar ca să fie încărcat? Ori cei mai mulți creștini asta fac, vin la biserică să se încarce. Pentru ce? Ca să poată veni duminica viitoare, marța viitoare, să se mai încarce odată. Și ei nu fac nimic.
De ce trebuie să te încarci? De ce trebuie să ai putere? Doar ca să stai și să te uiți spre cer? Doar ca să aștepți pe Domnul Iisus să vină? Sau ca să lucrezi pentru El? Ca să îl mărturisești pe El? Ca să vorbești despre El? Ca să spui și altora? Eu cred că de asta ne-a lăsat Dumnezeu și acesta este mandatul bisericii. Dacă vrei să fii încărcat, dacă vrei să fii plin de Duhul Sfânt, doar ca să fii plin și atât, din păcate cam asta se întâmplă. E ca și cum ai face plinul la mașina, dar nu mergi nicăieri. Stă mașina, o pornești în curte, motoarele turate la maxim, consum benzină, după mai faci încă o dată plinul, dar nu mergi nicăieri. Asta e imaginea creștinilor, care vin, se încarcă, fac plinul, dar nu merg nicăieri. Nu vorbesc cu nimeni despre Dumnezeu. Nu fac nimic pentru Evanghelie. Nu se preocupă deloc să se întrebe de ce ne-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt. De ce vrea Dumnezeu? De ce a spus Iisus Hristos? Voi rămâneți aici în Ierusalim. Nu era suficientă jertfa Lui? De ce ne trebuia Duhul Sfânt? Oare nu cumva Dumnezeu vrea în primul și în primul rând să fim implicați în slujirea Lui, în misiune, în evanghelizare, în a duce Evanghelia? 120 de oameni, inclusiv femeile, vreau să ne fie clar acest lucru, 120 erau în odaia de sus, când au fost umpluți cu Duhul Sfânt, erau inclusiv femei. Când a venit prigoana, toți s-au împrăștiat, și împrăștierea înseamnă diaspora, toți au fugit din Ierusalim, că ei n-au vrut de bunăvoie. Dar a venit prigoana. Și atunci toți s-au împrăștiat. Și când s-au împrăștiat, n-au mai spus, eu nu-s apostol, eu nu-s ucenic, eu nu-s predicator, eu nu-s păstor, eu nu-s... Ne spune Scriptura, toți, în afară de apostoli, s-au împrăștiat, dar fiecare predica Evanghelia în cetatea unde se ducea. Inclusiv femei, femeile la femei, bărbații predicau Evanghelia, tinerii, fiecare era plin de Duhul Sfânt și fiecare slujea. Și la asta ne-a chemat Dumnezeu pe noi ca biserică. Spunea cineva, o biserică care nu misionează, demisionează. Nu-și mai împlinește chemarea pe care o are din partea lui Dumnezeu. Și asta, din păcate, este ispita multor biserici, multor creștini, ispita pasivității. Noi așteptăm pe Domnul Iisus să vină. Ce facem pentru asta? Ce facem în timp ce așteptăm? Nu mai facem nimic. Știți, ca un imagine asta din Valea Terebinților, 40 de zile, Goliat ieșea în fiecare zi, armata filistenilor era așezată în șirul de bătaie, la fel în șirul de bătaie erau organizați și Israelul. Adică ei se încolonau, ei se grupau pe categorii, detașament, cu șef, cu grade, cu funcții, armă, drept, la stânga, la dreapta, înainte, marș, înapoi, totul era perfect, ei făceau instrucție, dar nimeni nu lupta. Și 40 de zile băteau din picior cu armă sus, erau foarte exigenți în privința asta, dar nimeni nu lupta. Și Goliat râdea de ei, cum râde diavolul astăzi, de noi care ne batem cu pumnul în piept, că suntem botezați cu Duhul Sfânt, că suntem botezați în apă, suntem creștini, suntem penticostali, dar nu facem nimic. Și nu ne interesează cine să meargă. Nu pot eu să meargă altcineva. Să meargă cine are timp, eu am afaceri, eu am familie, eu tocmai m-am însurat, eu am de încercat, eu am de investit, eu am alte lucruri, am alte treburi. Și nimeni nu vrea să se implice. E ca un, cred că tineri înțeleg mai bine, ca un antrenament, se antrenează tinerii, creștinii, pentru un meci pe care nu îl joacă niciodată. E ca și vii la antrenament, antrenament, ne antrenăm, dar pentru ce ne antrenăm? Că de asta noi venim la biserică.
Noi de asta venim aici, de asta trebuie să ne rugăm, de asta le-a spus Domnul, nu plecați, rămâneți în Ierusalim până când veți primi o putere, dar după ce ai primit puterea, după ce ți-ai încărcat bateria, ce aștepți? Să vii din nou să o încarci. Și iar să o încarci. Și iar să o încarci. Și atât. Putere nefolosită nicăieri. Ori în această zi vrea Dumnezeu să ne conștientizeze de faptul că ne cheamă pe fiecare să-L slujim, să-L mărturisim. Fiecare acolo unde este, copilul la școală, elevul, muncitorul, o femeie cu vecina ei, poate să vorbească despre Domnul. E bucuria aceea de a-L mărturisi pe Domnul, de a duce Evanghelia asta, pentru că noi de asta existăm. Pe pământul acesta, asta trebuie să fie prioritatea noastră, scopul nostru, să-L mărturisim pe Domnul și să ducem Evanghelia asta. Nu ca să ne îmbogățim, nu ca să ne facem case, averi, ranguri, ci Dumnezeu ne cheamă în lumea aceasta să fim martorii Lui. A fi martor înseamnă să mărturisești. Nu trebuie să fii un predicator iscusit. Un martor nu trebuie să fie un orator. E un martor. Am asistat la eveniment. Care e evenimentul? L-am cunoscut pe Iisus în viața mea. Am fost păcătos, El mi-a iertat păcatele. Am fost prins în vicii, Dumnezeu m-a eliberat, Dumnezeu m-a mântuit și acum sunt plin de bucurie și chem și pe alții. Nu trebuie să faci nu știu ce predici, nu trebuie să faci ceva extraordinar, ceva foarte simplu. În ziua cincizecimii, e adevărat că Petru a predicat, dar Petru a predicat la urmă. Toți cei 120 vorbeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu pentru toți cei 3.000 de oameni. Pentru că cei 3.000 de oameni au rămas străpunși în inimă când i-au auzit în limbile lor. Asta înseamnă că fiecare avea câte un grup. Dacă era cineva, erau elamiți, vorbea în limba elamului, le vorbea despre Iisus Hristos, despre Evanghelie, despre mântuire. Și oamenii aceștia spuneau, dar de unde știi tu limba noastră? Și cel care vorbea, vorbea prin Duhul Sfânt și le vestea Evanghelia. Și lucrul acesta s-a întâmplat un timp. Iar la urmă de tot, Petru a făcut o concluzie, o recapitulare a ceea ce au auzit ei. Doar o încheiere la urmă. Dar toți cei 120, toți, ne spune Scriptura, toți s-au umplut de Duhul Sfânt, peste fiecare din ei s-au văzut limbile de foc, toți au început să vorbească în alte limbi și toți au fost folosiți de Dumnezeu, fiecare în grupul lui. Pentru că Duhul Sfânt nu este doar o experiență ta personală să experimentezi un extaz deosebit, o bucurie de nedescris și doar atât. E ceva egoist, ceva doar eu pentru mine. Duhul Sfânt ni se dă nouă, experimentăm, dar nu e doar pentru noi, ci pentru cei din jurul nostru. Și Domnul Iisus a spus, mergeți, rămâneți aici pentru un timp până când veți primi o putere. Dumnezeu să ne ajute să scăpăm de ispita aceasta a pasivității. O altă ispită pe care o avem este că ne amestecăm în treburile altora. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Nu este treaba voastră. E normal că atunci când nu faci treaba ta, nu faci ceea ce trebuie tu să faci, ceva vei face. Și atunci te ocupi de altceva. Și de asta creștinii astăzi, în loc să predice Evanghelia, în loc să promoveze ce-i bine, ce-i pozitiv, în loc să-L predice pe Iisus Hristos, în loc să folosească orice mijloc pe care îl ai, dacă ne da Dumnezeu în perioada asta să ai internet, să ai telefon, să ai atâtea mijloace pe care le ai, le poți folosi ca să-L propovăduiești pe Iisus Hristos. Să pui un verset din Biblie, să încurajezi pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu. Nu, noi avem timp de toate bârfele, de toate treburile, mai puțin de treaba Evangheliei.
Și asta este mare ispită care lovește biserica, pentru că atunci când nu faci lucrul pe care trebuie să-l faci tu, intri în lucrul altuia, te amesteci în treburile altuia. Când n-ai grijă de ogorul tău, când nu păzești via frumuseții tale, vei păzi pe alții, vei vedea ce fac alții, vei critica ce fac alții, ce fac alții, și nu te vei gândi la tine. O altă ispită pe care o avem este cea a egoismului, ne interesează doar pe noi. În vremea asta ai de gând să așezi împărăția lui Israel, dar știți care era? Nu era o simplă curiozitate asta, nu era doar curiozitate. Era un interes personal aici. Era un interes personal. Pentru că cu ceva timp în urmă, nu foarte multe zile, cu vreo 2 luni, aproximativ în urmă, ei s-au certat, dar s-au certat urât de tot. S-au certat pe subiectul acesta, cine să fie cel mai mare. Au făcut 2 calcule simple, erau foarte raționali, au luat niște versete dintr-o parte, sau, mă rog, niște promisiuni de ale Domnului Iisus. Domnul Iisus le-a spus, adevărat vă spun că voi veți ședea pe cele 12 scaune de domnie ale seminției lui Israel, și au făcut niște calcule, s-au numărat, au spus, noi suntem 12, semințiile lui Israel sunt 12, fiecare va avea o seminție, și acum cearta era cine să fie pe seminția lui Iuda, cine pe cea lui Levi, cine pe... Și își puneau întrebări, se certau pe tema asta. Și ei 3 ani și jumătate, de când l-au urmat pe Domnul, ei da, îl urmau pe Domnul, dar se gândeau, ce voi câștiga eu de aici? Care va fi avantajul meu? Care vor fi beneficiile mele? Petru, unul care nu prea ține gura și spune cam tot ce are, la un moment dat, pe față, i-a spus Domnului și l-a întrebat, Doamne, am lăsat totul și te-am urmat. Cu cine alegem? Ce vom câștiga? E o afacere, am investit timpul nostru, am sacrificat, am făcut atâtea sacrificii. Ce vom câștiga? Și se așteptau oricând, se așteptau ca Domnul să fie rege, ei asta așteptau, să fie Mesia, ei să fie ministri, ei să conducă, ei să fie lideri, ei să fie mai mari acolo în Israel, ăsta era visul lor. Și 3 ani și jumătate au trăit cu așteptările astea, cu dorințele astea, cu visurile astea. Numai că Domnul Iisus a murit, visurile lor s-au năruit, unii au plecat, toți l-au părăsit, au spus, s-au spulberat visurile noastre, suntem dezamăgiți, alții au plecat spre Emaus, ceilalți s-au ascuns, au încuiat ușile, nu mai vrem să știm de nimic, nu mai auzim de nimic, suntem dezamăgiți, ne-a dezamăgit Dumnezeu, Iisus, nu ne mai trebuie nimic. Pentru că aveau niște așteptări egoiste, interese personale. Ce vom câștiga noi dacă facem asta? Care sunt avantajele noastre? Care sunt beneficiile noastre? Și timpul a trecut. Iisus a înviat și acum că a înviat, Iisus iar stă de vorbă cu privire la împărăția lui Dumnezeu și acum îi spun, Doamne, dacă tot vorbim de împărăția lui Dumnezeu, am înțeles că n-a fost acum, n-a fost atunci, au vrut la mulțirea pâinilor să-l facă împărat și abia așteptam să-l facă împărat, n-a vrut atunci, altădată au vrut să-l ia cu silă să-l facă împărat, n-a vrut atunci și Iisus tot mereu și mereu n-a acceptat să fie împărat, ei abia așteptau, abia îl împingeau ca să fie împărat, că împingându-l pe el, aveau și ei drept apoi în urma lui să profite de faptul că el este împărat, că sunt și ei la rând undeva. Și acum pun din nou întrebarea, ai de gând acum să așezi împărăția? Și Domnul încă o dată îi dezamăgește. Încă o dată le strică planurile, așteptările lor, dorințele lor, spune, nu-i treaba voastră. Nu e timpul vostru, nu e treaba voastră. Voi sunteți chemați la altceva. Voi sunteți chemați să slujiți, voi sunteți chemați să predicați Evanghelia și din păcate asta este o plagă serioasă în calea
evangelizării, a misiunii, a lucrării bisericii. Oameni care atâta se bat pentru funcții, care atâta vor să fie mai mari și cine-i primul și cine-i al doilea și cine intră și cine rămâne pe afară, și oamenii nu mai au timp și nu mai consumă energia lor pentru a face ceea ce trebuie să facă biserica, să ducă Evanghelia în lumea aceasta. Și din păcate ispita aceasta a egoismului, a intereselor personale, a beneficiilor, a avantajelor proprii, îi distruge pe cei mai mulți din creștini. Dumnezeu să ne păzească de orice ispită și Dumnezeu să ne umple cu putere. Și apoi puterea aceasta noi să o investim în a duce Evanghelia până la marginile pământului. Acum, voi aveți, pentru că și fratele Marius Iacob, ieși de la noi, ieși de la voi, avem, sunt, dar sunt încă prea puțini. Ogorul este mare. Lucrătorii sunt încă puțini. Dar unul e chemat în Etiopia, altul în altă țară. Ce este important însă să nu credem că misiune sau evangelizare înseamnă doar undeva acolo. Trebuie să o facem în fiecare zi. Cu oricine stai de vorbă, din orice discuție, să-l conduci pe om la Iisus. Să conduci discuția la ceea ce îți place. Pentru că asta se întâmplă. Vedeți, cine e interesat de politică, când discută cu cineva, imediat trei cuvinte și ajunge la politică. Cine are un fix pe cineva, imediat cunoaște, nu cunoaște, imediat numele acela rosește. Ai auzit ce a zis? Ai auzit ce a făcut? Ai auzit ce? Și imediat duce acolo. Cine e pasionat de fotbal, imediat va spune, ai văzut ce au făcut aseară, ieri seară, ce vor face mâine? Și imediat discuția duce spre ceea ce ne place, spre interesul nostru. Oare care ar fi discuția unui creștin, unui om botezat cu Duhul Sfânt, a unui om mântuit când se întâlnește cu cineva? Dacă pasiunea lui este Iisus Hristos, dacă arde pentru Evanghelie, spunea Pavel la un moment dat, fac totul pentru Evanghelie. El și la proces când era, el oriunde era, de asta nou Pavel îi se pare absurd. Când el era închis, la un moment dat a spus Pavel, uite, scoatem cătușile, lanțurile, îți dăm libertate, ești liber. El a spus, nu, eu n-am nevoie de libertatea asta. Nu, lăsați-mă închis, eu vreau să fiu închis. De ce? Pentru că eu numai închis pot să ajung la Roma, să ajung la Cezar, pentru că eu vreau să le predic Evanghelia și acolo. Eu fac totul pentru Evanghelie. Eu vreau orice discuție, eu vreau orice întâlnire o am cu cineva, orice discuție pe care o am, să meargă înspre acolo. Ce pot să fac pentru Evanghelie? Să-L vestesc pe Iisus Hristos, să vorbesc despre El. De asta Dumnezeu ne-a îngăduit, ne-a permis încă să trăim, de asta ne umple cu Duhul Sfânt și de asta vrea Dumnezeu să fim mereu și mereu plini de Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne ajute! Doar câteva lucruri pe scurt, aș vrea să vedem ce înseamnă relația noastră cu Duhul Sfânt, cum ar trebui să ne raportăm noi într-un mod corect la Duhul Sfânt. Pentru că tema asta a Duhului Sfânt este una dintre cele mai sensibile, cele mai delicate și noi, penticostalii, asta ne determină pe noi să fim foarte, foarte atenți, foarte vigilenți, să știm ce este Duhul Sfânt, cine este Duhul Sfânt, să știm care ar trebui să fie relația noastră. Și doar câteva lucruri foarte pe scurt vreau să le aduc în atenția voastră. În primul rând, atunci când vorbim despre om și Duhul Sfânt, trebuie să fie clar lucrul acesta. Tu ești om, iar Duhul Sfânt este Dumnezeu. Niciodată să nu uiți asta. Vedeți, în teologia ortodoxă se vorbește despre un proces de îndumnezeire a omului. Vreau să ne fie clar lucrul acesta. Și dacă suntem plini de Duhul Sfânt, rămânem oameni. Tu ești om și rămâi om.
Și când spui că, spun că rămâi om, înseamnă că rămâi om cu limite, cu vulnerabilități, cu slăbiciuni, cu nevoi. Rămâi un om cu neputințe, cu complexe, cu temeri. Că, din păcate, unii cred așa, dacă îți plin cu Duhul Sfânt, eu tot ce spun eu este 100% adevăr absolut. Eu n-am cum, știți, de conceptul acesta de infailibilitate. Papa se declară infailibil când vorbește ex catedra, adică el spune, nu poate să greșească, tot ce spune e adevăr absolut, pur, nu există să greșească. Ei, din păcate, sunt oameni și printre în bisericile noastre care cred la fel. Ce spun ei? Adevăr absolut. Ori, la un moment dat, Pavel spune, fraților, asta e părerea mea. Cred că am și eu Duhul lui Dumnezeu, dar el face diferența între asta scrie Biblia, asta spune Dumnezeu și asta e părerea mea. Noi suntem și trebuie să fim plini de Duhul Sfânt, dar tu rămâi om, tu ești om și chiar dacă ești plin de Duhul Sfânt, rămâi om. Și când spui om, supus greșelilor, slăbiciunilor, neputințelor, nu te face un super om. Nu ești de acum ca un extraterestru care nu e afectat de nimic de ce se întâmplă în jurul tău. Și trebuie să continui să veghezi, trebuie să fii mereu atent, trebuie să te rogi mereu, trebuie să stai mereu înaintea lui Dumnezeu, să știi că poți să cazi oricând, să știi că poți fi înșelat oricând, că trebuie să fii atent. Nu înseamnă te-a botezat cu Duhul Sfânt, de acum gata, sunt un super om, sunt un fel de mini-zeu, un mini-Dumnezeu și de acum ca tancul rusesc merg înainte și mie nu mi se mai întâmplă nimic. Noi trebuie să veghem, să luăm seama, să fim atenți, pentru că rămâi om. Poți să fii cel mai bun predicator. Poți să fii cel mai bun păstor, cel mai bun proroc, cel mai bun cântăreț. Rămâi om și ești supus greșelilor. Sau, cum spune Biblia despre Ilie, Ilie a fost un om ca și noi, supus slăbiciunilor. Și trebuie să fii mereu atent. Un alt lucru, un alt adevăr pe care trebuie să-l știm în relația noastră cu Duhul Sfânt este că tu ești inferior Duhului Sfânt. El este superior. Nu-l conduci tu pe el. Nu-i poruncești tu Duhului Sfânt ce să facă și cum să facă. Nu el te ajută pe tine. A rămas de multă vreme marcat de întâmplarea aceasta, un mare predicator se ruga și spunea, Doamne, ajută-mă, urmează să țin predica asta, Duhul Sfânt, Doamne, Duhule Sfinte, vino, ajută-mă, inspiră-mă, călăuzește-mă, țin predica asta și Duhul Sfânt, ajută-mă. Până când a ajuns într-o zi să înțeleagă că rugăciunea lui nu-i corectă, că Duhul Sfânt nu-i ca tu să-i poruncești lui și el este asistentul tău, adică cineva de un nivel inferior, tu acum ești în centrul atenției, tu acum trebuie să lucrezi și Duhul Sfânt este, noi în Italia avem manualul, asistentul, ajutorul, cel care îți dă la mână, tu ești meseriașul, tu ești expertul, specialistul, profesionistul și Duhul Sfânt așa îți dă la mână, ce-ți mai trebuie? Îți dau puțin har, da, poftim har, vrei ceva entuziasm, îți dau și asta, vrei o sclipire, îți dau și el îți dă la mână. Tu ești inferior, tu ești om, el este Dumnezeu. Apoi, tu ești dependent de el, tu ai nevoie de el, nu el are nevoie de tine. El ca Dumnezeu, el nu are nevoie de tine, el poate, vedeți când Dumnezeu a spus, eu sunt cel ce sunt, o traducere corectă ar fi, eu sunt cel care există prin sine însuși. El nu mai are nevoie de nimic ca să existe. Eu am nevoie de Dumnezeu ca să exist. Eu am nevoie de aer ca să exist. Eu am nevoie de apă ca să exist. Eu am nevoie de pâine ca să exist. Eu am nevoie de energie ca să exist. Eu am atâtea nevoi ca să exist. Eu fără El nu pot nimic. Dar El fără mine se descurcă.
El nu are nevoie de mine, dar eu am nevoie de El. Și eu fără El nu pot face nimic. Mi se pare că fac ceva fără El, dar fără Duhul Sfânt nu pot face nimic. De asta Domnul le-a spus, rămâneți aici, nu plecați nicăieri, nu porniți nicăieri, pentru că aveți nevoie. Voi trebuie să primiți o putere fără Duhul Sfânt. Nu porniți, nu mergeți, nu lucrați, nu slujiți, asigurați-vă că da, bateria este încărcată. Pentru că dacă bateria e goală, nu faci nimic. Dacă rezervorul e gol, nu ajungi nicăieri. Dar la fel de greșit este dacă e plin și nu-i folosit. Iar e problemă. Dacă bateria e încărcată, dar nu-i folosită nicăieri și stă doar acolo încărcată, în așteptare că poate odată va fi nevoie de ea. Bucuria stăpânului este ca fiecare să slujească, fiecare să fie implicat, fiecare să fie activ. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și în încheiere pot să spun că Duhul Sfânt, noi în relația cu Duhul Sfânt, noi suntem liberi. Tu ești liber dacă îi permiți să te călăuzească, să te inspire, să fie alături de tine, să te însoțească. Tu ești liber. Ce înseamnă asta? Că eu pot să trăiesc cu iluzia că merg, că sunt plin de Duhul Sfânt, că merg cu Domnul, că sunt cu Domnul înainte, dar mă pot baza pe înțelepciunea mea, pe intuiția mea, pe experiența mea, pe cunoștințele mele și să nu mai am Duhul Sfânt. Ca Samson altădată, care nu știa că Duhul Domnului nu mai era peste el. David s-a rugat, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Să știți că Duhul Sfânt nu posedă pe om. Tu ești liber. Tu dacă vrei îți deschizi gura, dar dacă nu, tu ești liber. Duhul Sfânt nu te ia, nu devii un robot și de acum softul e la el și el te controlează și tu acum nu știi de tine, uiți, cazi într-un extaz și cineva se folosește de tine. Duhul Sfânt nu lucrează așa. Dumnezeu, El ne-a creat cu voința liberă, ești liber, și folosește Pavel o expresie, Duhul prorocului este supus prorocului. Adică eu am libertatea și de asta am și responsabilitatea, că eu pot să fiu plin cu Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt și totuși pot să nu spun nimic despre Iisus, pot să nu fac nimic pentru El, pentru că eu sunt liber. Eu dacă vreau să mă implic, mă implic, dacă nu mă implic, Duhul Sfânt nu vine și nu mă strânge, nu mă posedă ca eu să fac fără să vreau. Eu nu pot împotriva voinței mele să slujesc pe Dumnezeu. Mântuitorul a spus foarte clar, dacă voiește cineva, niciodată nu va fi împotriva voinței tale. E totdeauna voința ta. Și în seara asta ești aici și tu, dacă vrei, El poate să te convingă să înduplece voința ta. Menirea oricărui predicator, și predicarea nu e altceva, o definiție scurtă, clară, a predicii este prin predică, eu trebuie să înduplec voința ascultătorului înspre voia lui Dumnezeu. Eu nu vă pot constrânge. Păstorul bisericii nu vă poate obliga. Comitetul nu vă poate forța să faceți ceva. Ci noi trebuie să vorbim, noi trebuie să vă încurajăm, noi trebuie să vă motivăm, noi trebuie să vă dăm acel imbold, să vă aducem acea convingere, să vă încurajăm, să acceptați că este voia lui Dumnezeu, este planul lui Dumnezeu și că trebuie să faceți asta. Nu e o constrângere, nu este o obligație, e o convingere. Duhul Sfânt va dovedi lumea că este vinovată, adică va convinge. Te va convinge de păcatul tău, te va convinge de faptul că nu mergi bine, te va convinge de faptul că ești lene și nu mai faci nimic, te va convinge de faptul că nu mai
te interesează împărăția lui Dumnezeu și nu cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, te va străpunge, te va motiva să vrei să-L slujești pe Dumnezeu, dar niciodată Duhul Sfânt nu te va obliga. Adică tu nu vrei, dar asta e, Duhul Sfânt vine și tu împotriva voinții tale o să ridici mâinile, o să începi să vorbești, o să faci ceva și... Nu, El respectă voința ta, tu ești liber. Și ești liber să te rogi să fii plin de Duhul Sfânt, tu ești liber să mergi în lucrarea Lui, să predici Evanghelia, să spui altora, să lauzi pe Dumnezeu, să te implici, tu ești liber și vei continua să rămâi liber. Că de asta noi aveam probleme de multe ori, cu oamenii cred că sunt botezat cu Duhul Sfânt și atunci tot ce face Duhul Sfânt, dacă mă duc, înseamnă că nu vrea Duhul Sfânt și nu ne asumăm responsabilitatea, că tot ce facem este alegerea noastră, alegerea ta. Bine ar fi astăzi să alegem, să alegem să ne întoarcem din toată inima la Domnul. Să alegem în această zi să căutăm împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Să alegem în această seară să stăm în părtășie cu Domnul și închei spunând doar câteva lucruri despre relația noastră cu Duhul Sfânt. Sunt câteva prepoziții pe care le folosește Domnul Iisus vis-a-vis de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt va fi cu voi și asta înseamnă călăuzire, însoțire, cineva care este alături de noi, cu noi. El va fi în noi și asta înseamnă se schimbă ceva în natura noastră, în sentimentele noastre, în gândurile noastre, în emoțiile noastre. El va fi peste noi, când se va pogorâ peste voi, asta înseamnă o protecție, asta înseamnă apoi o haină care vine peste tine, înseamnă autoritate. Și de asemenea se mai folosește, veți fi plin de Duh sau s-a umplut de Duhul Sfânt, de Duhul Sfânt, cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt în noi, Duhul Sfânt peste noi și plin de Duhul Sfânt. Dumnezeu să îmbrace biserica Lui cu Duhul Sfânt. Dumnezeu să ridice tineri destoinici pentru lucrarea Lui, motivați, entuziasmați în a duce Evanghelia până la marginile pământului. Sunt atâtea resurse pe care le avem astăzi, atâtea mijloace, atâtea posibilități avem astăzi să vestim Evanghelia. Bine ar fi să le folosim. Bine ar fi orice mijloc. Eu stau și-mi imaginez ce ar fi făcut Pavel să fie avut telefoanele pe care le avem noi, computerele pe care le avem noi, tipografiile pe care le avem noi, toate resursele, toate mijloacele pe care le avem noi, le-ar fi pus toate la îndemâna Evangheliei. Ar fi spus, așa cum a spus-o deja, fac totul pentru Evanghelie. Nu vreau să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Nu a pierdut timp cu polemici, cu discuții, cu contrazicții, cu date, cu nu știu ce, cu alte și alte lucruri care nu ajută la nimic. Ci El nu știe altceva decât Iisus Hristos trebuie propovăduit. Iisus Hristos, Evanghelia care îl privește pe Iisus Hristos, asta trebuie predicată. Predicăm pe Iisus Hristos răstignit, Cel care vine, dar până vine, nu stăm cu mâinile încrucișate, nu ne uităm spre cer, nu așteptăm doar să vină, ci lucrăm. Ne sfințim, slujim și lucrăm pentru împărăția Lui. Doamne, vie împărăția Ta. Amen.